Salut lumea, mă numesc Sabin de la InfoPC HQ și astăzi vă voi prezenta cum puteți schimba numele procesorului. În cazul în care aveți Windows 8, Windows 8.1 sau Windows 10, veți apăsa clic dreapta pe butonul de start și vom selecta opțiunea Run. În el vom scrie Regedit. Vom apăsa tasta OK. Apoi vom găsi ne va apărea un fel de folder care se numește Registry Editors. Aici vom găsi o opțiune care se numește HK Local Machine. O vom selecta, iar în ea vom găsi opțiunea Hardwares. În opțiunea Hardwares vom găsi opțiunea Description și aici altă opțiune care se numește System. Aici va apărea mai multe opțiuni, iar dintre ele vom selecta Central Procesor. Aici ne va apărea numărul de procesoare pe care îl avem. Vom selecta numărul 0 și aici la procesor name îl voi deschide și ne va apărea numele la procesor și de cât este. De exemplu, nu lăsăm i7 și punem un i5. Nu, și la MHz punem de exemplu 3, să zicem noi 43. Apăsăm pe tasta OK, închidem, apoi intrăm la proprietățile calculatorului. Și priviți că ne-a apărut Intel Core i5 CPU 343 de MHz, iar din ei sunt folosite 267 de MHz. Vă mulțumesc, am fost Sabin de la tutoriala InfoPC HQ.